Spitalul clinic Dr. Cei Parhon din Iași a dat în folosință un bloc operator complet nou, realizat și dotat la standarde europene, fiind vorba despre patru sale de operație, două pentru intervenții endoscopice și două pentru operațiile de transplant renal și chirurgie. Noul bloc operator beneficiază de o instalație de climatizare modernă, spații preoperatorii și postoperatorii pentru pacienți, spații de pregătire a instrumentarului medical, iar accesul se realizează prin filtre specifice, automatizate, concepute special pentru sectorul

Investiția are o valoare de peste 10 milioane de lei, fondurile fiind asigurate de către Primăria Municipiului Iași. Din suma totală, aproximativ 5,6 milioane de lei au reprezentat investiția în blocul operator, iar până la finalul acestui an, din aceeași alocare de fonduri va fi renovată complet secția de anestezie și terapie intensivă, iar compartimentul de transplant renal va fi dat în folosință în primele zile ale lunii februarie. În timpul lucrărilor, activitatea medicală a continuat fără întrerupere, acest lucru fiind posibil datorită faptului că Blocul operator nou este amplasat într-un alt corp de clădire. Deja au fost realizate primele intervenții chirurgicale din patologia urologică, iar medicii spun că diferențele dintre noul bloc operator și cel anterior sunt foarte mari. În fostul bloc operator, ultimele investiții majore au fost realizate în anul 2005. Din luna februarie sunt programate să înceapă lucrările de reabilitare a secției de anestezie și terapie intensivă a spitalului.